Domnul a văzut că răutatea omului este mare pe pământ și că tot întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pat între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe a născut trei fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de sălnicii. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură stricase cade pe pământ. Atunci, Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă au umplut pământul de sălnicie, iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Și versetul 18, dar cu tine fac un legământ, să intri în corabie tu și fiii tăi, nevastă ta și nevestele fiilor tăi, că Doamne spune-le tăi. M-am hotărât greu. N-am de ce să vin decât în urma unei trageri la sorți. Dar totuși, cu doi vechi colaboratori, fratele Ghiță Moiș, pe care îl știți, și fratele Dorin Ungur, pe care de asemenea am înțeles că îl știți, care m-a dus cu mașina această seară, am ajuns aici și de asemenea cu grija fratelui care a avut emoții și ne-a sunat de mai multe ori astăzi. Și iată că ne-am întâlnit cu alți colaboratori, frații Wagner, la origine și eu sunt de județul Alba. Nu știu dacă ne-am mai întâlnit cu vreun într-o parte sau alta, dar suntem frați în Domnul și suntem adunați în numele Lui, să-L ascultăm în această seară. Eu am citit câteva cuvinte care descriu pe scurt situația din vremea dinaintea potopului. Evenimentul s-a petrecut, făcând calcule istorice, în jurul anului 2400 înaintele noastre și dovezile arheologice arată, pe lângă cele istorice, care sunt anexe la Scripturi, că acel potop s-a întins peste tot pământul. Și așa cum Dumnezeu care a creat pământul a decis, așa a făcut, căci puterea Lui este mare. Dar ce frumos, așa cum am citit, că atunci când Dumnezeu a distrus ceea ce era pe terra în vremea aceea, a salvat pe noi, familia Lui și câteva viețuitoare. Imaginea de atunci este o imagine care ne poate sluji nouă. Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, capitolul 24, Luca 17, făcea referire că în vremea de la urmă, oarecum se va repeta istoria aceea numită antediluvian. Vreau să privim împreună și să extragem câteva idei pe care să le dovedim cu Scriptura, să luăm aminte, ele sunt principii dumnezeiești, pe care chiar dacă eu nu le-aș crede, sau dumneavoastră n-ați avea cunoștință de ele, Dumnezeu este stăpân să facă așa cum știe. Însă Dumnezeu nu face în mod întâmplător ceea ce face. El are niște principii sfinte, este credincios. I-a spus profetul Ieremia că el vechează ca ceea ce zice să se împlinească în tocmai. Haideți să urmărim împreună o primă idee. Am citit că Dumnezeu, ca unul care cunoaște tot ce se întâmplă pe pământ, nimic nu este ascuns. Îngerii care sunt repartizați peste tot, îi raportează tot ce se întâmplă. Dumnezeu știe și ce gândim. Deci ia David în Psalmul 139, Doamne, Tu știi când stau jos, când mă scol, când plec, când mă întorc. Toate le știe. Este atot înțelept. Și fiindcă El cunoaște totul, văzând ce se întâmplă, răutatea, El n-a mai putut o suporta la un moment dat cu toată îngăduința Lui. Pentru că rețineți, cea din tâi calitate a Lui Dumnezeu este sfințenia. Amin. El nu poate să accepte păcatul. Păcatul este greșeala oamenilor, fiindcă au căzut sub influența diavolului și de această greșeală, de această criză a Universului, a omenirii, a venit Domnul Hristos să ne elibereze. Măriți să fie Domnul. În supărarea Lui, să spun așa, în mânia Lui Dumnezeu, uitându-se spre pământ, la oamenii care trăiau în vremea aceea 8-900 de ani, și a văzut ceea ce vă recitesc.
răutatea era mare și că toate întocmirile gândurilor, deci tot ce aveau ei în minte, era îndreptat numai spre rău. În toate zilele. A decis, cred, cu Consiliul lui din cer. A primit cu bunătate, dar la un moment dat a considerat că este plin paharul, cum spunem noi. Și a zis, am să șterg pe fața pământului toate viețuitoare. Să știți că exact așa va face Dumnezeu cu lumea aceasta. Nu va face din creștere. El a creat-o. Dar, repet, Dumnezeu este Sfânt. Și vreau să priviți dumneavoastră câtă stricăciune este pe pământ și stricăciunea aceasta se amplifică din zi în zi. Răutatea oamenilor prind de proporții. Nu mai vor să știe de Dumnezeu. Nu mai vor să accepte noțiunea de păcat. Vor o libertate care să le permită orice. Îl uită pe Dumnezeu, care este stăpânul la mează noapte în ceruri. Și așa cum scrie Roman, capitolul 1, se dedau la tot felul de stricăciuni. Și este atâta păcat pe pământ, cum poate numai atunci, în vremea lui Noe sau lui Lot, a mai fost cât astăzi. Numai Dumnezeu știe cât va mai suporta pământul acesta. Și va intra pe lor cartea Apocalipsei, care ne prezintă distrugeri cosmice. Pământul acesta va suporta pedeapsa lui Dumnezeu și va fi distrus nu prin apele potopului, ci prin alte cataclisme conduse de Dumnezeu. Amin. Împotriva cărora oamenii nu se vor putea împotrivi. Dar, rețineți, acum enunț acel principiu. Dumnezeu are un plan veșnic de mântuire. Și chiar dacă oamenii se strică și Dumnezeu a fost nevoit să-i distrugă la un moment dat, El nu renunță la planul Său. Îl continuă, că e tot puternic. Și când a fost nevoit să distrugă lumea de atunci, a păstrat pe un Noe ca din nou să-și continue lucrarea. Că El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și când se termină o etapă, este în stare să înceapă alta. Este un nou Alfa. Și iată că ce i-a spus Dumnezeu inițial lui Adam, umpleți pământul și stăpâniți. Dumnezeu a zis din nou lui Noe, vă citesc din cartea Genesa, capitolul 9, versetul 1, după potop. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și iată că bucuria diavolului, să zic așa, n-a avut succes. Diavolul vrea, pentru că el este stăpânitor lumii acesteia, a spus-o Domnul Hristos. Să tragă lumea după sine și să încurce planurile lui Dumnezeu. Să nu poată instaura o împărăție atotputernică, dar Dumnezeu o va aduce. Și ceea ce ne rugăm noi, rugăciunea Tatăl nostru se va realiza. Într-o zi, profetul Daniel a fost șocat în Babilon de informația zilei, să o numim așa. Împăratul visase ceva. Uitase visul și în supărarea lui a decis, ca toți sfetnicii lui, în mod special haldei, cititori în stele, profesioniștii aceia magicieni, să fie omorâți. Ei au cerut timp. N-au obținut clemența împăratului. Daniel însă i-a vorbit cu minte. S-a rugat cu trei prieteni ai săi să-i arate Dumnezeu din nou visul împăratului și apoi să îl tâlcuiască. Și într-o zi se prezintă la împărat și zice, lecturați acasă Daniel 2, e foarte interesant. Împărate, într-o zi ți-a venit în minte să știi ce-a fi după tine. Și Dumnezeu ți-a descoperit, El care cunoaște vremurile și le controlează. Și ai văzut, îi spune acolo, un chip imens de aur. În partea superioară avea aur, argint și alte materiale, până când la picioare avea lut amestecat cu fier. Și te uitai la imaginea aceasta deosebită. Dar s-a desprins o piatră dintr-un munte. S-a rostogolit, a prins proporții ca un bulgăr de zăpadă, a izbit chipul și l-a făcut ca pulberea din arie. Ce e asta?
Daniel îi spune, pe pământ va urma o împărăție și când își atinge apogeul în stricăciune, Dumnezeu o distruge, Dumnezeu poate înființa alta și cei care știți istoria, ați văzut succesiunea acestor imperii. Dar ce-i piatra? La finalul acestor împărății, când se va atinge finalul stricăciunii, Dumnezeu va aduce sfânta sa împărăție. Te întreb. Vei muri cu viacul acesta sau vei supraviețui dincolo? Dumnezeu nu poate fi abătut de la planul Lui. A scos un popor din Egipt. De istoria poporului Israel vă amintiți, da? I-a dus în pustie, a încercat să le dea legi înțelepte și le-a făgăduit că îi duce într-o țară aleasă de el de pe toată fața pământului, cea mai bună, în care curge lapte și miere. Petru îmi spune Scriptura, vă citesc din Exod, capitolul 32, că ei s-au abătut. S-au stricat căzând în idolatrie. Știți ce i-a zis Dumnezeu lui Moise atunci? Vă citesc de la versetul 10. Acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor. Și îi voi mistui. Dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Cu alte cuvinte, putea spune Dumnezeu, voi credeți că dacă nu mi-a reușit cu Avram, nu pot să fac din nou? Dumnezeu nu îmbătrânește, El este veșnic. Dumnezeu este stăpân pe ce a hotărât. În Efeseni, capitolul 1 și capitolul 3, ni se spune despre un plan veșnic alcătuit în sine însuși. Și în planul acela, Dumnezeu a hotărât să aducă o sfântă împărăție peste pământ. Împărăție fără păcat, de dreptate, de bucurie, de împlinire. Împărăția aceasta, și voi încheia ideea, a fost distrusă datorită păcatului. Ceea ce a făcut Dumnezeu cu noi este o imagine pentru final. Distruge ce este rău, dar este în stare să înceapă o altă lucrare mai desăvârșită. Și vă citesc în finalul acestei idei din 2 Petru, capitolul 3, iată ce scrie aici, exact pentru vremea noastră. Înainte de toate să știți că în zile din urmă vor veni pajocoritori plini de pajocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii Lui? Pentru că atunci va fi distrus pământul și va fi reinstaurat altul când vine Domnul Hristos a doua oară. Credeți că vine? Amin. La vremea hotărâtă. Iată ce scrie mai departe. Căci în adins oamenii se facă, nu știu, deși i-ar ajuta și istoria, Biblia trecută, că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, la creație, în Genesa 1. Iar cerul și pământul de acum sunt păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua judecății și de pierirea oamenilor de nejuiți. Domnul nu întârzie de împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii. Dar am mai lăsat că în această seară să fie o seară de evanghelizare. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Atunci cerurile vor trece cu trosnet. Trupurile cerești, adică astrele, se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Atunci a fost distrus prin ape, urmează distrugere prin foc. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Am străbătut Marea Mureșul într-o parte, într-alta. Și am văzut că ați muncit, oamenii muncesc, adună, construiesc. Foarte bine. Dar să știți că pe acestea le folosiți premelnic. Și ultima generație va pieri cu bogății cu tot. Dar Dumnezeu pe noi ne va strămuta ca pe noi în noul pământ. Și acolo deja avem casele construite, sunt cetăți pregătite pentru noi. Și a făgăduit Dumnezeu evreilor se va împlini acum cu noi. Pe ei a dus în case construite de alții. A spune că pentru noi au muncit îngeri în cer sau Dumnezeu cu puterea creației sale. Și scrie mai departe aici. Vă citesc de la versetul 13. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm un cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Ați reținut ideea?
Eu lucrez la școală și mie îmi place și lor că nu le predau să rețină lecția, ca data următoare, dacă îi trebuie să știe ce am învățat. Dumnezeu distruge pământul acesta și aduce altul nou curat în care să locuiască neprihănirea. Păcătoșii vor pieri cu acest pământ stricat. Dar cine va primi har de la Dumnezeu va ajunge dincolo. Și acolo va trăi veșnic. Vreți să ajungeți? Cine n-ar vrea? Vreau să ne retoarcem la Geneza 6 și să învățăm un alt adevăr. Este interesant că în vremea aceea, așa cum spuneam, oamenii trăiau cu sutele de ani. Și aveau sănătate, că altfel ar fi murit. Aveau prosperitate. Știți ce făceau ei atunci? Vă citesc din spusele Mântuitorului. Matei, capitolul 24, versetul 38. De la 37 să înțelegem. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, Domnul se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Adică, identic. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop? Când oamenii mâncau și beau, se însurau, se măritau, până în ziua în care a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți. Și repetă Domnul nostru, așa va fi la venirea Fiului Omului. Ce mă surprinde? Oameni buni și oameni răi. Și Dumnezeu îi lasă și pe unii și pe alții să mănânce bine, și să căsătorească, să se bucure de viață. Ciudat! Dumnezeu este mai bun decât ne închipuim noi. Zicea Pavel predicând în Fapte, capitolul 14, unor oameni care nu cunoșteau pe Dumnezeu și despre care el le-a spus următoarele. El în viacurile trecute a lăsat pe neamuri să umbli pe căile lor. Să facă ce vor. Bun, noi românii suntem creștini, dar sunt alte popoare că nu recunosc pe Dumnezeu. Și le dă Dumnezeu și lor binecuvântare și viață. Măcar că drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie. V-a făcut bine. V-a trimis ploi din cer, timpul roditoare. V-a dat hrană din belșug. V-a umplut inimile de bucurie. Cine dă la oameni toate aceste haruri? Dumnezeu. Și ciudat că le dă și la cei buni și la cei răi. Și într-o zi un evreu, care avea niște necazuri, așa cum spuneau și frații, s-a tot frământat și a zis, Doamne, ceva, nu înțeleg. Cu alte cuvinte, eu sunt credincios, mă silesc să slujesc, ba mai am fost și bolnav, am avut și sărăcie, și uite, altul numai te înjură, cum spunea unul, eu n-am știut de Biblie, am auzit de Dumnezeu numai în înjurăturile tatălui meu. Și lui merge bine. Și în Psalmul 73 s-a plâns el oarecum înaintea lui Dumnezeu. Și a zis, Doamne, cum se explică asta? Iată, vă citesc doar ceva, puțin. N-au parte suferiți omenezi, nu sunt mobiți ca ceilalți oameni. Râd, vorbesc cu trufie. Sunt bați jocuritori. Nu-i frământă pedeapsa lui Dumnezeu. Despre ea fac bani. Au ce să mănânce, mâncăm și bem și mâine vom muri. Și zice Asaf așa, oare deja mi-am curățit eu inima? În vremea când oamenii mâncau, beau, era doar stricăciune, era o familie și un om neprihănit numit Noe. El se ruga lui Dumnezeu, el era corect, era un sfânt și vecinii lui erau toți diferiți. Nu doar în localitatea lui el nu era altă familie credincioasă, nici în alte localități. Singurul om credincios. Așa e că dacă toți ar merge la biserică, ar fi ușor să mergem toți. Așa e că dacă n-ar minți nimeni, ar fi de rușine să mințim noi. Dacă n-ar fi oameni stricați la Moisei și care să vorbească urât, ne-ar fi sfială să fim noi cei din tâi în răutate. Dar dacă toți mint, toți înșală, ce mai popular, e la modă, e normal. Și când vezi câte unul separat, care face opinie, ce-i cu ăsta? Ia lui Dumnezeu e credincios. Nouă ne este mai ușor ca la noi. El era singur, dar trăia cu Dumnezeu în fiecare zi. Sute de ani, ca Enoch înaintea lui.
Și Asaf a zis, Doamne, ceva nu-i clar, probabil avea și noi frământări. Dar iată ce a zis el. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnic mi-a fost. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu, o, de v-ați lămurit seara aceasta. Și-am luat seama la soarta de pe urma celor răi. Rețineți un al doilea principiu. Dumnezeu e bun cu toți. Dar la final, când judecă, pe ai săi mântuiește și pe ceilalți îi pierde. Da, aici, în viață, Dumnezeu ne dă tot ce au nevoie la oameni. Dar la gata-i separarea. Acolo se va vedea și atunci cine a slujit lui Dumnezeu și cine n-a slujit. Sfârșitul la lege. Și în condițiile acestea, ce folos să trăiești 70 de ani, că nu mai trăim 900? Să fie toată ziua un banchet și la final să te rogi ca bogatul din pilda din Luca 16 închin să n-ai un strop de apă. Dar și dacă ar fi să te chinui aici și să zici, a uitat Dumnezeu de mine? Ce frumos că la gata te vor duce îngeri în sânul lui Avram, la dreapta lui Dumnezeu pentru eternitate, în fericire și în glorie. Dragii mei, vă rog, rețineți această diferență. Dumnezeu într-un fel tratează oamenii în viața aceasta și într-un alt fel îi judecă. Asta spunea și Domnul Iisus, Luca capitolul 6. Dumnezeu e bun și cu cei buni și cu cei răi, și cu cei mulțumitori și cu cei nemulțumitori. Toți sunt creați după chipul său. Nu pot oamenii. Odată a ieșit un om în față și a zis, eu nu cred în Dumnezeu. Și care treabă cu păcatul? Dacă este așa, să mă lovească în 5 minute. Și un credincioș a zis, dai, vezi că le enervezi pe Dumnezeu în 5 minute. De 6.000 de ani iartă pe oameni și dă tot ce au nevoie. Că este bun, ăsta e felul lui de a fi. De aceea îl iubim. Pentru că vrem să fim cu el în eternitate. Dar rețineți. Aici în Genesa 6 a zis Dumnezeu, recitesc versetul 7, am să șterg pe om de pe fața pământului. Dumnezeu dă omului viața aceasta, dar celor păcătoși nu le-o dă pe cealaltă. Asta e diferența. Viața asta e la fel, și a mea și a ta. Dar viața cealaltă nu-i mai a tuturora. Am să șterg pe om, dar Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Și întreb de ce? Scrie mai departe. Noe era un om? Doamne, fie-ți milă de noi. Dragii mei, dacă ar fi acum să vină judecata, nu mai mergem acasă cum am venit. Cine a venit pe jos, meargă tot pe jos. Cine a venit cu o mașină de lux, meargă tot cu o mașină de lux. Nu? Vor merge unii la dreapta și alții la stânga. Și atunci? Degeaba în viața asta ai avut ceva, ți-ai permis și n-ai înțeles că Dumnezeu ți le-a dat să te bucuri de ele, dar să-i mulțumești. Dumnezeu ți le-a dat ca să recunoști că El este Sfânt. Și în seara asta suntem aici să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu. Dumnezeu ar vrea să trăim nu doar aici, să trăim cu El o veșnicie. Dar rețineți ce vă spun. Dumnezeu nu poate să mântuiască pe toți oamenii. În sensul că nu poate să accepte răul și stricăciune. De îndată ce Adam a păcătuit, a fost scos afară din grădină. De îndată ce ne hotărâm să trăim frumos, Dumnezeu ne cheamă înapoi. Și vrea să ne mântuiască. Nu se poate altfel. Dumnezeu ne iubește pe fiecare și de aceea ne îngăduie. La gândul că ne pocăim, că ne întoarcem spre El. Judecata întârzie, dar ascultați-mă ce vă citesc din Romani capitolul 2. De la versetul 2. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevăr. Și crezi tu, omule, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinții și îndelungii lui răbdării? Nu crezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cum pietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua judecății. Ce greu! Acum putem să o sfidăm pe Dumnezeu.
Am auzit despre niște tineri din Africa de Sud care au comis niște banditisme, chiar crime, au fost arestați, judecați și condamnați la moarte. Dar în timp ce unul dintre ei era în închisoare, și-a amintit de Dumnezeu și de biserică, unde mai mersese în copilărie, și-a trimis o scrisoare tipară de tot ce a făcut. A mers un duhovnic, un capelan la el, s-a mărturisit, îi părea rău de păcatele lui, a știut oricum mor. Sentința este irrevocabilă. Dar aș vrea Dumnezeu să se îndure de mine, cum s-a îndurat de tâlhar. Din acea zi, pentru că în acea închisoare aveau niște libertăți să vorbească de toate, să joace cărți și alte, și alte posibilități ce sunt și acum, să privească la filme și la alte lucruri. El s-a tras deoparte, în fiecare zi se ruga, citea, cânta. Și ceilalți au început să râdă, el spune, bă, ai devenit femeie? Și ești așa pios? Ești călugă? Și el a spus, nu-i destul pentru cât am făcut. Și am întristat pe Dumnezeu și părinții și biserica. Vreau măcar zilele câte le am să le trăiesc în sfințenie și în adevăr. Am mai trecut câteva săptămâni, probabil au fost perioade de recurs, până când într-o zi au fost anunțați că a doua zi vor fi executați. Și au fost lăsați la un program mai lejer ca până atunci. Dar cei care până atunci râseseră, înjuraseră, erau batjocoritori, n-au mai putut să mănânce, n-au mai putut nici să râdă. El a continuat mai departe să se roage și să cânte. Și a zis, viața asta mi se sfârșește cu merit, dar Dumnezeu mă va mântui și mă va da altă viață. Ceilalți au fost întrebați acum de el, ce cu voi ați ajuns voi femei? De ce nu mai râdeți? Păi cum să râzi că mâine murim? Dar nu știați că veți muri? Da, dar nu era a doua zi. Dragii mei, judecata lui Dumnezeu vine. Dar Dumnezeu ține suspendată ca să ne întoarcem cu inima spre El. Că la judecată ne va împărți. Mă bucur că în această seară sunteți la biserică. Cred că aveți gând să vă întoarceți la Dumnezeu. Oare o să-L ascultăm? Îmi vine în minte tot un caz asemănător, dar cu altă orientare, caz real. În anul 1960 și ceva, în orașul Arlington, din statul California, din Statele Unite, la un joc de poker, unul a ucis și a mușcat partenerul. A fost condamnat și știți că în unele state din Statele Unite încă funcționează pedeapsa cu moarte. Și au ajuns pe masa guvernatorului foarte multe cereri de grațiere. Era o familie cunoscută. Guvernatorul le-a analizat cu multă înțelepciune, s-a dus la penitenciar, a îmbrăcat o robă de capelan, s-a dus în acea celulă și i-a zis, știu că ești condamnat la moarte, aș vrea să discut cu tine despre Dumnezeu, despre păcatele tale, că nu mai este mult până la judecata ta. Vei sta înaintea lui Dumnezeu. Și deținutul zice, ce mi-e trebuie slujbe? Eu vreau viață, eu vreau să trăiesc. Și capelanul în ghilimele spus a insistat, auzi, lasă-mă să citesc de Scriptură, vreau să mă rog cu tine, vreau să vin câteva zile la rând să discut despre problema sufletului tău. N-am nevoie! Eu vreau libertate, eu vreau să trăiesc. A insistat de câteva ori, până când deținutul a zis, dacă nu pleci, fac sesizare. N-am nevoie de sultană. Guvernatorul s-a retras. La scurt timp a fost anunțat. Știi cine a fost? Dacă ai fi acceptat să-ți pară rău pentru ce ai făcut și să trăiești o altă viață, ar fi avut la el posibilitatea să semneze grațierea. Și bietul om a cerut repede ceva de scris. O cerere tardivă, târzie. Vă rog, clemență! Și când a ajuns cererea aceasta târzie pe masa guvernatorului, a întors-o pe bătă și a scris, cazul este clasat, nu mai prezintă importanță. Dumnezeu care astăzi e atât de bun că dă pâine și bani și sănătate la cel ce îl înjură, într-o zi se va întoarce cu spatele. Și oricât ar încerca oamenii să-l facă sensibil, spus Domnul Hristos, în ziua aceea veți începe să bate la ușă și să spuneți, Doamne, Doamne, deschide-ne! În ulițile noastre ai predicat Evanghelia, noi am fost la biserică. Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Dragii mei,
Vă imaginați oamenii pe lângă corabia lui Noe? S-a mai lăsat Dumnezeu în duplecat? El care până atunci a fost atât de bun cu ei, dintr-o dată a devenit judecător. Că stă mult Dumnezeu pe scaunul de mântuitor, dar când se mută, nu-l mai schimbă nimeni înapoi. Dumnezeu să vă dea înțelepciune. Ca atâta vreme cât se poate să ne mântuim sufletele. Amin. Că, repet, și-aș vrea să vă fie fixat și acest principiu. Dumnezeu, viața asta e bun cu toți. Dar la gata, face judecată și împărte. Și un al treilea și ultim principiu. Pe care aș vrea neapărat să înțelegeți. Cum l-a mântuit Dumnezeu pe noi? Versetul 14. Fă-ți o corabie. Versetul 17. Iată că am să fac să vină un potop de ape. Rețineți principiul pe care îl voi dovedi apoi. Dumnezeu alege modalitatea de mântuire. El găsește procedura cum să ne mântuiască. Și a și găsit-o. Asta aparține lui, în înțelepciunea lui. În doi părați, cine scrie că a venit un ofițer din Siria, în Israel, să fie vindecat. S-au dus la împărat, a crezut că acolo e vindecare, la palat. Acesta s-a speriat, el nu pe postul la lui Dumnezeu. În fine, a ajuns la proroc Elisei, care nici măcar n-a ieșit înaintea lui și i-a zis doar atât. Du-te, scaldă de 7 ore în Iordan și fie curat. S-a supărat Naaman. Eu sunt general. Nici măcar respectul de a ne întâlni, eu vin din țara mea, aducatea cadouri. Nici nu le-a primit, e drept. Și dacă n-ar fi ascultat de ce i s-a spus, întorcea înapoi în țara lui, bolnav. Dar fiindcă unii au insistat, s-a plecat în apă și a fost vindecat. Care e procedura de mântuire a lui Dumnezeu? Important. Bun, Dumnezeu prăpădește lumea. Noi ne pocăim, căpătăm milă. Dar cum ne mântuiește Dumnezeu? Iată ce vă citesc din cartea 1 Corinteni, capitolul 1. De la versetul 17. De fapt, Hristos, zicea Pavel, m-a trimis nu să potești și propovăduiesc. Asta este mai întâi și foarte important. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Auziți mai departe. Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. Adică filozofii și oamenii capabili de lumea asta n-au înțeles cum lucrează Dumnezeu. De aceea și cei din vremea lui Noe nu s-au mântuit. Dacă știau ei că acea corabie e modalitatea de salvare și dacă nu intrau la Noe, își mai făcea una. Dar nu s-au gândit că așa se scapă. El nu și-a dat seama că așa lucrează Dumnezeu. Dar Dumnezeu e tot înțelept. El a făcut o modalitate de el gândită. Și la ce face Dumnezeu nu nici de adăugat, nici de scăzut. Că face de săvârșit. Ascultați mai departe. Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Și se ruga într-o zi Domnul Iisus zicând, Tată, te laud că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit? Dar ce au specific copiii? Ce înseamnă asta? Dragii mei, copiii sunt în stare să învețe și să facă așa cum îi pui. Un om mare nu lămurești cum vrei. Dar copilul în stare și o ciudățenie să o împlinească. De aceea fericii de cei ce vor înțelege cum a hotărât Dumnezeu să mântuiască oamenii. Ce nebunia propriului crucii? Simplu. Domnul Hristos a venit să moară pe cruce ca să plătească păcatul nostru și noi să fie mântuiți prin el. Dar asta mai înseamnă ceva. Răstignirea noastră alături de a lui. Și acestea amândouă se simbolizează prin botezul în apă. Oricine va crede să va boteza, va fi. Domnul Hristos a fost răstignit pe o cruce. A murit. A fost coborât în mormânt și ridicat de acolo. Noi trebuie să ajungem să înțelegem asta. Și să spunem ceva, Doamne, ceva de genul, Doamne, eu atâta sunt de păcătos, încât plata păcatului este? Eu aș merita să fiu pus pe o cruce și să mor acolo.
Fiecare din noi în seara aceasta ar trebui să vadă crucea pe care ar trebui să stea și apoi să vadă pe Mântuitorului că a stat El în locul nostru. Dar același timp scrie în Roman 6, Roman 6, vă las temă pentru acasă. Vă rog să citiți Roman 6. Scrie acolo că noi numai tot simbolic ne asemănăm cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui. Cum? Ne punem și noi pe cruce să fim răstigniți față de lumea aceasta. Am coborât așa cufundându-ne în apă prin botez și ieșind de acolo ca să trăim o viață nouă, ca să ajungem pe un nou pământ. Amin? Amin. Ce frumos a gândit Dumnezeu. Ca să ne smerim și să ne înțelegem că trebuia să murim noi, dar a murit El. Nu-i simplă problema de înțeles cu crucea. N-are de face cu vreun semn. Mi-am gândit de un caz, călătoreau cu același avion o doamnă credincioasă, în sensul creștin, care urcându-se în avion, știți, se mai întâmplă și catastrofă, și-a scos o truciuliță din poșet și-a făcut anumite semne. Dar un tânăr, care înțelegea Scriptura, nu-l apreciez pentru asta, dar așa s-a întâmplat. A scăpat un zâmbet. Adică, cumva compătimită pe piată femeie, că cea cruțuriță ar putea să treacă peste ocean. Femeia l-a sesizat și așa, indirect, a zis, ei, cum sunt tineri din ziua de azi, cum nu înțeleg lucrurile simple. Avionul a trecut mai departe, a venit stewardesele, i-au servit și la un moment dat, din neatenție sau o mișcare a avionului, aceea doamnă cu cruțurița a fost pătată cu puțină cafea și a făcut un scandal monstruos. Reclamații. Nu mai știa stewardesa cum să o potolească. La care tânărul îi zice, Doamne, vă rog să fiți atentă, să se sizați ceva, v-ați pierdut crucea. Iar fără să înțeleagă sensul ostilii lui, a căutat repede confita și a zis, nu, este aici. La care el a început să-i explice atunci, Doamne, nu acest simbol ne mântuiește, ci a înțelege că noi trebuie să fim pe cruce alături de Domnul Iisus. Și lumea asta care ne atrage în păcat să fie separată de noi. Asta e nebunia mântuirii și a provării crucii. Zice Pavel și vă citesc din Galateni capitolul 6. Sau ce spune el? Cu alte cuvinte zice, eu n-am cu ce să mă laud decât cu faptul că eu sunt corabie. Și dacă lumea asta vine, eu mă duc cu corabie. Dar zic cum zice el, în ce mă privește pe mine departe gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos. Rețineți, prin care lumea e răstignită față de mine și eu față de lume. Nu mai trăiesc eu, spunea el, și Hristos trăiește în mine. Un Hristos răstignit. O, ce aș dori în această seară să vă puneți pe cruce din asta imaginară. Alături de Domnul. Și dacă alții strigă după dumneavoastră, tăceți. Nu înțeleg. Tată, iartă că nu știu ce fac. Și dacă lumea te provoacă la păcat, rămâi tot acolo afișat pe cruce lângă Domnul. Și vei vedea că într-o zi această moarte față de păcat te califică pentru o lume fără de păcat. Mergea într-o zi pe tren cu un tânăr, erau doar patru în compartiment. Și la treia a zis, hai să avem cărți cu noi, ne mai trebuie un coechipier. La care el a zis, conform ce scrie Roman 6 de undeva la temă de casă. Îmi pare rău, mâinile astea nu le pot folosi pentru așa ceva. Dar de ce? I le-am dat lui Dumnezeu. Nu mai le pot folosi pentru lucruri mundane. Dragii mei, trupul nostru trebuia să moară prin păcat, dar l-a cumpărat Domnul Iisus Hristos. A dat trupul Său ca să ne rămână al nostru, ca să-i slujim lui Dumnezeu din această zi. S-ar putea să mai greșiți. Mărturisiți-vă urgent și din nou spălați-vă pe mâini. Dumnezeu să vă sfințească, să fiți cu El în stânga Lui împărăției. Dumnezeu a mântuit pe Noe în corabie. L-a izolat acolo. 7 zile a stat acolo. Lucra la corabie. Asta era treaba lui. Ceilalți trăiau în felul lor. Dumnezeu vrea să te separi de lume. Eu cred că țineți la credința dumneavoastră. Și bine că suntem creștini. Vă rog studiați puțin istoria și vedeți cât ne-am îndepărtat de adevăr. Zicea Iacov în epistola sa, religia curată este să cercetezi pe orfan și pe vădove și încă ceva să te păzești neîntinat de lume. Ce înseamnă asta? Lumea asta zace în cerul și te provoacă la păcat. Uitați-vă dumneavoastră la copii de mici cum îi atrage.
Poate copiii nu înțeleg, dar noi ce mari n-ar trebui să înțelegem? Ar fi cazul să mai răstignim pe Domnul Hristos a doua oară prin păcatele noastre? Mai vă spun ceva acum spre final. Și îmi place expresia care zice așa, nu scoate pe om din coliba lui, fă-i alături un palat și se mută singur. Palatul e făcut. Eu nu m-am bine arat. Dacă vreți să vă duceți la Dumnezeu în cer, vă așteaptă cu brațele deschise. Vreți să stați aici în noroiul lumii acesteia? Stați fără murit, vă ascultă, Dumnezeu nu-i pară rău. Îți dă tot ce vrei, 70-80 de ani și apoi rămâi aici. N-ar fi mai frumos o societate cum n-au putut o realiza nici comuniștii, nici americanii, nici cu politică, nici cu forță. O societate plăcută, fără păcat, fără stricăciune. Crezi că nu ți-ar plăcea acolo? Ar fi mult mai bine. Să știi că nu te minte nimeni, nu te fură nimeni, nimeni nu te batjocorește. Ceva ce nu ne dă noi seama, mai presus decât gândirea noastră. Acolo e loc să se bucure tinerii. Și loc să fie onorați și bătrânii. Acolo e fericirea pentru noi. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Din seara asta să ne gândim la lumea lui viitoare. Și să înțelegeți că modalitatea de a vă mântui Dumnezeu este jertfa Domnului Hristos, care a venit să ne separe pe noi de păcat. Vine și ne rezolvă trecutul. Ce har! Nu știu câte păcate aveți. Poate nici dumneavoastră nu știți. A venit un om la evanghelizare. S-a gândit, Doamne, pe mine mai mă ierți. Am făcut prea mult. Și s-a rugat și a plâns. Și avea parcă o îndoială. Mă iartă Dumnezeu. Și într-o noapte a visat că era într-o sală mare, plină de dosare. Și acolo, în vis, se făcea că era Domnul Hristos. Și era dosarul fiecărui om. Fiecare dosar avea pe copertă câte un strop de sânge, în funcție de cât de gros era dosarul. Și când a luat dosarul, într-adevăr era mai voluminos. Și era jumătate de coală, o pată mare de sânge. Că sângele lui ne spală de trecutul nostru. Dar a văzut un alt dosar mai gros ca al lui. Încă pe atâta. Și sub curiozitatea lui a zis, Doamne, de ăsta ce-a făcut? Se spune că în vis Domnul a spus, nu știu, am iertat și am uitat. Dumnezeu te iartă în seara aceasta și asta nu e lucru de apucat. Dar din seara asta spune, rămâi pe cruce lângă mine. Suferă față de lumea asta care e pornită la rău. Tu așteaptă o altă lume care e a binelui și a fericirii. Dumnezeu să vă ajute. Știți ce a făcut Noe după ce a ieșit din corabie? Scrie în Genesa capitolul 8 că Dumnezeu a spus, ieși din corabie. Și într-o zi cei adormiți vor ieși din morminte. Noi vom ieși din carapacea asta, ne vom întâlni pe noi cu Domnul nostru. Scrie acolo, a adus jertfă Domnului și s-a închinat. Aș vrea să mă întâlnesc cu dumneavoastră în ziua învierii. Citeam într-o zi din istoria Sfinților despre mulți care au murit ca martiri și au dat viața pentru Domnul, că au vrut să trăiască o altă viață. Și citind așa și despre unul și despre altul, unii tineri, alții sacrificați într-un fel sau altul, am zis, Doamne, vreți să fiți dumneavoastră? Ne așteaptă Dumnezeu într-o altă lume. Va peri doar satana și scrie în Matei 25 că face Domnul unora. Duceți-vă cu diavolul, locul pregătit lui, rețineți iadul lui pentru noi. Dar dacă unii vor numai neapărat cu diavolul, sistemul ăsta vinovat, Dumnezeu le va face hapiul și va spune cu el ați vrut, duceți-vă, dar îmi pare eu pentru asta. Recapitulăm și mă opresc aici. Dumnezeu este stăpân peste univers. Și când se va părea că diavolul cucerește lumea asta și va instaura un regim mondial al răului, Dumnezeu se arată pe norii cerului, brăzdează văzduhul, aduce apocalipsa și nimicește tot și aduce un alt om. Și începe primăvara vieții veșnice. Asta o face Dumnezeu și îl crede. În al doilea rând, v-am învățat că în viața asta Dumnezeu dă la oameni tot ce au nevoie. Ne tratează ca pe copii ai săi, în bunătatea sa. Dar la gata, va fi nevoit să ne împartă. Unii în fericire și alții în pierzare veșnică. Și în al treilea rând, v-am învățat că Dumnezeu, atunci cu noi, a hotărât El calea cum să mântuiască. La fel acum a hotărât-o prin Domnul Iisus Hristos. Prin crucea morții pentru păcat și față de păcat. Amin? Amin. Așa să fie, așa să ne ajute Dumnezeu.